Nu știu, n-a cerut nimeni, n-a luat, niciun cetățean a venit să ia vreun parlamentar de gât să-i ceară aeroport la Târgu Jiu. Nu, Am și cerut nu numai, deblocarea nu numai lucrurilor atât. Pe Să acest știți drum. că sunt, în afară de drumuri sau de ce discutam la nivel așa macro, la nivelul țării. E vorba de Haideți să civilizație, discutăm la de oraș în sine, pentru că în oraș se vede mâna edilului și n-are rost să ne gândim la guvern. Eu n-am niciun fel de problemă, dar vreau să vă spun, mie, de exemplu, deși, na, probabil că a fost un proiect, cineva l-a văzut, dom'le, mie nu-mi place centrul ăsta, deloc. Și vă și spun de ce. Am o singură problemă cu el, nu neapărat de estetică sau de... Dar cred că puteau fi folosite materiale naturale. Mi-aduc aminte, sau putem dacă conserva nu, acum ce un an, avut. Acum 2 ani, eram în Udine, care nu e un oraș extrem de mare sau... Și în centrul orașului se făceau, erau lucrări. Și să știți că oamenii puneau piatră cubică acolo. Granit. Acum. Da, deci eu cred că, mai ales în contextul în care avem în orașul nostru acest ansamblu și piatra este în Târgu Jiu, acasă la ea, putem să gândim și altceva aici. Doar 20 de secunde, dacă îmi permiți... Vorbim de granit frumos, ar arăta bine, e foarte adevărat. Avem vecinii noștri de la Dolj, care în reședința de județ au apelat la o astfel de modalitate. Eu, tot auzind astfel de variante, sigur că nu m-am ascuns în fața primarului Florin Cărciumaru să-l întreb, dom'le, de ce nu așa? Că uite, sunt unii care, acei poate 20% care nu l-au votat acum 3 ani și ceva, care spun că ar fi fost altă variantă mult mai bună, mult mai frumoasă, mult mai estetică. Mi-a spus următoarea chestiune. În afară de faptul că costurile ar fi fost uriași mai mari decât ceea ce s-a întâmplat acum, există un avantaj la lucrările actuale, pe care vi-l spun și dumneavoastră. Și care probabil este o chestiune cunoscută până la urmă, plecând de la cel care a proiectat până la cel care a executat. Ceea ce s-a creat în centru de astăzi al municipiului Târgu Jiu poate constitui fără niciun fel de problemă infrastructura pe care se poate adăuga mai târziu, atunci când primăria va putea avea fondurile necesare, orice altă suprafață pietonală pe care să poți călca cu plăcere, în siguranță, pentru că și asta este important, siguranța cetățeanului care pășește fie pe o piatră cubică, fie pe un beton amprentat așa cum da. Este în prezent. Știți care era marele avantaj al pietrei? Al unei roci, să spunem, naturale. Nu poate fi roșie. Roșu ăsta care îl avem noi acum, în centru. Te-aș contrazice. Sunt chestii de gust. Te-aș contrazice. Vis-a-vis de culoare, chiar nu pe miziul ăla, dar mă rog, pentru mine... E discutabil, în momentul în care se acoperă cu acel lat deci, protector... Deci nu nec că este și o chestiune de gust. Deci până la urmă despre asta discutăm. Părerea mea este că acest centru reprezintă călcâiul lui Ahile pentru primarul Cărciumaru. Și mai cred eu că oamenii politici puternici sunt aceia care știu să-și asume erorile. Și mergând mai departe, aceasta e una din... multele sau puținele erori ale primarului Cărciumaru pe care nu am văzut să-și o asume. A fost publicat acum 2 zile în cotidianul Panduru și un raport al Curții de Conturi care vorbește de niște cantități enorme ce ar fi fost consumate cu acest centru. Mă rog, faptul este relativ consumat, păcat că se tot repară în fiecare zi și nu se mai termină. Da, asta este o problemă, într-adevăr, dar din fericire pentru municipalitate, costurile nu sunt suportate de noi, nu sunt suportate de primărie, lucrarea fiind în garanție. Da. Dar ca să încheiem și această idee, cel puțin din punctul meu de vedere, sigur, sunt două opinii diferite. Mie, personal, plecând sau depărtându-ne de că se mai fărâmă, că se nu știu ce, că e o culoare, nu știu cum, mie, personal, îmi place. Acest centru îmi place. Cu culoarea lui, cu fântânile lui, cu zona verde pe care o poți privi. Foarte pe scurt, Dan Vâlceanu, vor începe partidele din Gor să comunice și altfel cu poporul? Vor începe să se adreseze direct poporului și să nu se mai răfuiască între ele? Scurt. Atâta vreme cât vom observa din partea poporului o dorință în sensul ăsta, o vom face. Eu, sincer... Nu vă simțiți urmăriți, nu aveți audiență. Nu, dar eu încerc să comunic altfel pentru că mie nu-mi place ce văd.
Dar dacă toți am gândit la fel, sunt convins că am putea vedea și mesaje. Ciprian Florescu? Nu suntem noi în situația de a reinventa roata. Evident, trebuie să ne ghidăm după anumite principii de comunicare. Dacă le putem îmbrăca într-o altă haină, mai estetică, mai dichisită, totul este în regulă. Să sperăm că în viitorul care se apropie, și din punct de vedere politic și electoral, comunicarea va însemna altceva. Va însemna, până la urmă, întâi de toate, o relație de prietenie între cei care comunică și cei care consumă informația și, pe de alta, un statut de corectitudine între cele două părți. Cred că este esențial. Da. Acesta a fost timpul alocat emisiunii noastre. Mâine dimineață vă invit să treceți pe la orice punct de difuzare a presei și să solicitați gratuit noua ediție a ziarului de investigații Gorj News. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!